Bun găsit la un nou program, FBI Paranormal 37, numele meu este Nițu E. George, investigator. Astăzi mi-am propus să vorbim despre Indalo, un totem al Almeriei, un simbol care reprezintă o amuletă de um, protecție atât a caselor cât și a locului, mai ales a, a unei bijuterii purtate ce îl reprezintă pe Indalo. Este schematic un om care are brațele întinse și cu un arc de iris care simbolizează curcubeul. Indalo este un simbol magic din epoca bronzului găsit în peștera Los Leteros, din uh, Veles, Bianco, Almeria, Andalusia, respectiv Spania. Se vorbește uh, despre uh, acest uh, totem uh, și se uh, zugrăvesc uh, simbolurile sale pe case, uh, uneori chiar și pe străzi, la intrarea în restaurante, ca purtător de uh, bună vestire sau uh, Protector împotriva răului, unor se poartă și ca bijuterii personale, din argint sau din alte materiale, care, la fel, oamenii care cred în acest totem, se cred protejați împotriva răului. Se obișnuiește să picteze acest simbol indalo pe fața caselor și a afacerilor pentru a le proteja de rău și este considerat a fi un zeu totem. Indaloul are originea în Levante, Spania, și datează din anul 2500 înainte de Hristos. Pictograma a fost numită în memoria Sfântului Indaletie. Acest Sfânt Indaletie este venerat ca Sfânt Patron al Almeriei, în Spania, tradiția îl face misionar creștin în secolul I, în timpul epocii apostolice. El a evangelizat orașul Urci, lângă actualul oraș Almeria, și a devenit primul episcop care a fost martirizat la Urci. Legenda mai spune că Indalo era o fantomă sau un spirit care putea să țină și să poarte un curcubeu în mâini de cercul de deasupra capului omului, Indalo, a fost adaptat ca simbol oficial în provincia Almeria, Spania. Simbolul Indalo este folosit ca un totem sau ca un talisman norocos în regiunea Almeria. A purta acest totem benefic doar dacă este prezentat cadou, spun oamenii locurilor. Unii oameni cred de asemenea că povestea din spatele simbolului omului Indalo este despre un om adevărat care evadează într-o peșteră pentru a scăpa de o furtună și de ploaie, apoi când ploaia se oprește, iese curcubeul și omul se îndepărtează de peretele lui, peștera Rămâne cu imaginea sa acolo. De altfel, chiar a fost găsit pe peretele unei peșteri. Schematic, exact forma umanoidă: două picioare, două mâini, trunchiul capul și un arc iris care era dintr-o palmă în cealaltă palmă. De altfel, vreau să vă spun că prin pelegrinelile mele în Europa, eu am stat în jur de mai bine de patru ani în Barcelona, respectiv Granoels, Canobelias și chiar în Canobelias, un oraș, un oraș. E de fapt chiar lângă Granoels un fel de comună, dar este oraș, nu este o comună. De acolo luam trenul ca să plecăm spre Barcelona, nu aveam mai mult de 20 de kilometri și uh, duminica era târg și ne întâlneam mai mulți români în târg și făceam tot felul de cumpărături uh, care mai de care mai uh, interesante. Erau tricouri la cost care în magazin de pildă costau 80 de euro, acolo se vindeau cu 10-12 euro, Pantofi care îi luai cu 10 euro și în magazin la fel erau 800 80 de euro, haine de piele care în magazin erau uh, să zicem uh, 400-500 de euro le luai negociai de fapt 40, 50, 70 de euro, li se tăia etichetele să nu fie maxim duty sau să nu fie etichete pentru a nu face concurență în Ceea ce vreau să vă spun este că am ajuns să, să sărbătoresc într-un an cam prin 2006 Paștele în Almăria cu o iubită de la acea vreme care era la muncă într-un peisaj destul de ciudat, numai roci, adică era la muncă la roșii. Sere, roșii, mulți români au, au fost la așa ceva. Și ne-am cazat în Almeria, am fost pe rambla de Almeria și am ajuns și la acest simbol Indalo. Și în momentul în care am făcut poze, mă rog, am intrat și într-un magazin de suveniruri și ne-am cumpărat câteva monstre de cu acest totem și avea și o etichetă cu toată istoria lui. Aceste totemuri sau aceste talismane norocoase au putere doar dacă oamenii cred în ele. Credința este cea care dă putere obiectului talisman. Cei care au cumpărat cartea amulete și talismane care se găsește parcă Teora era editura care a editat-o. Se povestea acolo despre un fierar care avea o caia. O caia era exact uh, cuiul care se bate în potcoavă. E, are formă de diamant, da? Uh, o formă romboidală uh, cu patru laturi și deasupra are o formă frumoasă. Și și-a făcut un inel din acel uh, Tina cea ca aia. Povestea fierarului este că la un moment dat credea așa de mult în inelul său norocos, încât practic ajunsese să facă tot felul de minuni cu el. Deci atâta timp cât nu contează ce anume este, importantă este credința omului în ceva. Și atunci crezi, el crease un egregor, care era foarte puternic al amulete respective și în acel moment în care o utiliza pentru rugăciune sau pentru orice alt lucru care îi se părea că era important, acea amuletă practic îl ajuta. Această credință nu este altceva decât un alt nivel de frecvență vibratorie care este total diferită, după cum v-am mai spus, de, de, curaj, care este primul pas în eliminarea fricii, deci atunci când nu-ți mai este frică, practic ți-a ridicat nivelul de vibrație de o așa manieră încât ești deasupra fricii. Atunci demonii nu mai te pot ataca, nu, te mai, nu se mai pot hrăni cu sentimentele tale de joasă frecvență. În schimb, frecvența voinței, V-am spus că sunt trei săbi cu care poți învinge acești demonarconi. Este lupta noastră primordială, de-aia și vorbesc tot timpul despre ei, pentru că n-ai avea împotriva cui să, să faci aceste amulete de protecție, da? Voința este frecvența diferită, e total diferită față de frecvența curajului sau față de frecvența credinței. Și atunci frecvența voinței, adică a liberului arbitru și de a alege, este cea mai importantă, atât de importantă încât îi poate suprima. Eu nu recomand suprimarea lor, pentru că există în cele 10 porunci acea poruncă să nu, să nu ucizi. Da? și nu spune ce anume să ucizi sau ce anume să nu ucizi, spune să nu ucizi. Pentru că adevărul adevărat este că noi nu am dat viață la ceva ca să putem ucide sau să ne putem sinucide. Deci nici să te sinucizi nu este, nu este voie. De aceea în momentul în care practici o asemenea eroare, în special pusă la cale de către aceeași parazit mentali, Auzind voci și inspirându-te să-ți să rei viața, că practic o să ai o viață mai frumoasă, și tot felul de minciuni de genul ăsta. Chiar am văzut un film super, super interesant, apropo de chestia asta, cu exorcizare și cu credincioși. Filmul a apărut recent, în 2023. În care două fetițe au încercat să facă un ritual de a invoca spirite, ceea ce nu vă sfătuiesc. Au dispărut trei zile de acasă, au apărut la 50 de kilometri speriate și desculțe în altă parte, și apoi au început să se manifeste toate aceste uh, răutăți prin care, uh, practic, uh, demoni arhoni le poseda semintea. La un moment dat apare o femeie mai în vârstă care scrisese o carte, era, nu era expertă în exorcizări, dar știa totul despre așa ceva, fica ei avusese și ea o problemă. Și la un moment dat, că aici vreau să ajung, mai era o doamnă care era africană și care știa la fel și ea să, să binecuvânteze casa și avea niște rituali, ritualuri speciale, au făcut un cerc de invocare, au legat două scaune la un fi bine cu holșuruburi în podea, au aprins niște lumânări și se pregăteau pentru ritualul de exorcizare. Numai că Biserica Catolică n-a vrut să participe la așa ceva și au zis că fac ei adică oamenii care erau acolo era o asistentă, era tatăl celor două fete una avea și mamă cealaltă murise la nașterea ei pentru că o prinsese un cu tremur și la un moment dat când a invocat aceste spirice, spirite să părăsească trupul a fost o bătălie cruntă în așa fel încât li s-a spus la un moment dat zice din două doar una va supraviețui, va trebui să alegeți. Așa că mare atenție la ce alegeți în viață, vă atrag atenția să vedeți filmul ca să vedeți cum, cât de ușor ne înșeală diavolul la un moment dat cu această alegere. Deci diavolul a spus să aleagă fata care va trăi. Da? Și ei n-au vrut să aleagă, băiat, bărbatul care era de culoare și avea o fată acolo care mama ei murise într-un cutremur, dar s-a născut ea, a spus, uh, nu aleg. Și la un moment dat, uh, fetele se cam rugau, adică de părinți să aleagă, să aleagă, să aleagă, pentru că suferau cumplit. La un moment dat, uh, vine și un preot uh, catolic, care nu vrea inițial, pentru că era foarte periculos. Și nefiind destul de bine pregătit, așa cum vă zic mereu, trebuie să ai har, harul, nu este ceva, uh, o bagatelă. Deci trebuie să postești 40 de zile, trebuie să ai o credință puternică în tine, trebuie să ai o voință puternică în tine, trebuie să ai uh, un curaj extraordinar. Și atunci nu te poate ataca. În cazul în care nu ai făcut chestia asta, uh, te poate ataca. Ori uh, vine și îți uh, parazitează mintea, iar în cazul de față, pur și simplu i-a răsucit, i-a Da? Și a murit, preotul. Uh, fiind disperați și văzând câtă putere au demonii ăștia, la un moment dat tatăl uneia dintre fete uh, spune, te aleg pe tine. Și în momentul ăla s-a declanșat uh, practic prăpădul. Au început tot felul de manifestări dintre astea dubioase ale demonilor arhuni, după care uh, fata care tatăl ei nu a alesese nimic, adică a zis nu aleg, a supraviețuit și fata care tatăl ei a ales a decedat. Deci cu asta ne confruntăm noi în lupta asta cu demonii arhoni. Atunci când fac pacturi cu noi, vin și te înșală. Vin și vă spun exact pe dos lucrurile, pentru că ei tot timpul limba o spun pe dos, dacă este română. Dacă este cruce, o întorc pe dos. Dacă este realitatea, o fac iluzorie în oglindă. Dacă fac ceva, întotdeauna fac ceva inversat. Da? Și atunci când le-a spus părinților să aleagă, părinții trebuia să aleagă. Da? Dar alegeau ce? Nu ceea ce au spus demonii arhoni în sensul că cine trăiește, ci în sensul cine va muri. O să facem o cronică la filmul respectiv, este extraordinar. Asta, apropo, de amulete, de talismane, care sunt într-adevăr niște instrumente pe care le încarci cu energie în funcție de credința ta. Și ele, în funcție de credința ta, sunt de ajutor sau nu sunt de ajutor. Așa că, mare atenție și la obiectele pe care le primiți, poate cu dujmanie, poate cu invidie, poate cu. Uh, sentimente de părere de rău. Ați văzut, când dai niște bani și nu-i dai cu toată inima, parcă se duc ca și cum nu i-ai fi luat. Asta este, deci totul este vibrație, totul este energie și acest Indalo pe care am avut șansa să-l văd în original, acolo, în Almeria, nu este de, de fapt decât o altă, un alt totem sau un alt o altă amuletă care poartă efectiv noroc sau le dă bunăstare oamenilor din Almeria, care cred necondiționat în el. Cam atât despre Indalo. Sper că v-a plăcut incursiunea în această lume a talismanelor norocoase, cu toate că. Practic, ego-ul și norocul sunt nume de debone arhoni. Eu evit pe cât posibil să le folosesc și în loc de noroc o să spun bună soartă. Da? Până data viitoare nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul pentru a fi înștiințați la noi emisiuni sau să distribuiți dacă v-a plăcut. Nu rămâne decât să vă urez toate cele bune și să fiți mereu în lumină.